De mine se află doamna Rădulescu, care este șefa departamentului juridic a grupurilor comerciale și se ocupă de toate aspectele comerciale, corporate, ale Glifco. Și domnul profesor Mateus, cred că nu trebuie să vă vin mai prezint, că îl cunoașteți foarte bine, se ocupă de toate problemele de drept penal. Eu am să vă rog, în primul rând, să încercăm pe viitor să discutăm civilizat, să ne respectăm reciproc, ca să evităm situații ca cele petrecute, nu știu, numai câteva zile, când alergați după mașină, băteați în geamuri, adică lucruri care nu sunt, zic eu, demne nici de profesia de jurnalist și nici mie nu-mi plac, pentru că mie îmi plac jurnaliștii și îi apreciez foarte mult. Dar îi rog, așa cum eu îi respect pe ei, să mă respecte și ei pe mine. Și să-mi respecte și eventual dorința de a vorbi sau de a nu vorbi, pentru că poate într-o zi nu vreau să vorbesc, nu mi-arde să vorbesc, am alte lucruri de făcut. Da? Asta ar fi rugămintea în viitor, pentru că probabil ne întâlnim și mâine, ne întâlnim și poi mâine, că eu sunt acum actorul principal și n-aș vrea iar să ne îmbulzim pe scări, la tribunal, la curtea de apel, cad camerele de luat vederi, vă loviți, să rup fibrele, firele, da? Să fim civilizați, vă rog frumos. Vreau să vă comunic câteva lucruri pe care le consider importante și sper să le considere importante încă câteva milioane de români. Primul este legat de faptul că am pus bazele primei organizații neguvernamentale care va avea ca obiect de activitate descoperirea și scoaterea la iveală a tuturor activităților lui Traian Băsescu de după 1989 și mai ales din ultimii 10 ani de când este președintele României. Acest ONG va lucra în sistemul legal al ONG-urilor, va fi o organizație de investigații și cu metodele legale va încerca să aducă în fața opiniei publice și a instituțiilor statului toate activitățile lui Traian Băsescu din perioada de după 1989. A doua noutate, să-i spunem, este legată de faptul că am deja discuții foarte, foarte avansate cu profesori renumiți din dreptul penal pentru a realiza un manual. Manualul va fi un manual, în colectiv este și domnul profesor Mateuț, va fi un manual format numai și numai din studii de caz. Vor fi selectate cazurile cele mai aberante din justiția română din ultima perioadă, multe din ele confirmate de CEDO, și mi-aș dori tare mult ca acest manual să fie predat, domnule profesor, studenților de la drept, să fie tradus în mai multe limbi, astfel încât să poată fi difuzat în țările unde democrația câteodată e confundată cu dictatura. E o mică, mică contribuție a noastră la încercarea de a evita să se întâmple în viitor acte juridice făcute ilegal chiar de cei care ar trebui să slujească justiția. Știți, eu, din păcate sau din fericire, am mai trăit o etapă, o epocă, îi spunea epoca Ceaușescu. Mi-aduc aminte că nu aveam voie să vorbim
decât în șoaptă la ureche, sau mai bine deloc, sau pe scris, despre cabinetul 1, despre cabinetul 2, despre lucrurile care nu erau pe placul conducătorului iubit. Sentimentul pe care îl trăiam în vremurile alea era un sentiment de revoltă. N-am crezut vreodată că o să ajung în această viață să mai trăiesc astfel de sentimente. Oamenii să nu poată să vorbească deschis, să nu-și pună opiniile. Dacă ai un prieten, un bun jurist și vrei să-l recomanzi cuiva, se cheamă trafic de influență, că ai vrut să-l angajezi acolo pentru că ai avut un scop și așa mai departe. Nu vreau să intru în toate aberațiile acestea, dar vreau să precizez că sunt unul din poate cei mai hotărâți, unul dintre cei mai hotărâți admiratori, doritori ai unui stat de drept autentic. Stat de drept autentic. Toate teoriile legate de democrația din România, așa cum este ea percepută, sunt lucruri care sigur vor fi discutate mult în perioada de după decembrie, din ianuarie încolo. Un fapt că am început să preiau limbajul de când sunt clientul tribunalelor, așa se spune. În fapt, am stat să mă gândesc ce s-a întâmplat și am pornit cu gândul că, știind că nu am făcut nimic, știind că nu sunt cu nimic vinovat, știind că în toate aceste dosare nu există niciun fel de probă materială, directă sau indirectă, împotriva mea, vreau să repet fraza aceasta. În niciun dosar, în niciun proces, nu există nicio probă materială, directă sau indirectă, împotriva mea. Și am pornit într-o analiză introspectivă să înțeleg ce se întâmplă. Și concluzia mea este următoarea. După ce Antena 3 a difuzat probele care au stat probabil la baza arestării fratelui președintelui României, a pornit o avalanșă, a pornit o răbufnire, a fost o răbufnire a unui grup de oameni care imediat au declanșat fel de fel de atacuri, repet, atacuri nefondate, atacuri care nu sunt bazate pe nimic concret. Eu îmi doresc din toată inima ca România să devină un stat de drept autentic, un stat european în care demnitatea persoanei este apărată inclusiv de procurori și de judecători, unde procurorii și judecătorii sunt echidistanți și cu scuzele de rigoare, știu că nu e frumos și nu e corect, aș vrea totuși și pentru publicul acestor oameni minunați de la Antena 3 să le transmit, dacă ei cred în mine, că nu există niciun fel de motive să se rușineze. Nu am făcut absolut nimic, dar sunt pregătit să suport orice fel de consecințe ale faptului că m-am implicat de ani de zile și am rămas consecvent acestei dispute politice majore cu Băsescu Traian. Eu cam atât am vrut să vă spun. Vreau să mai fac o precizare. Având în vedere că, așa cum bine știți, există o ordonanță de control judiciar, nu vreau să fac niciun fel de
comentarii legate de procese, legate de dosare, pentru că așa mi se pare corect, în ordonanța respectivă nu mi se spune direct, dar eu consider că este decent să mă abțin de la a comenta problemele juridice atâta timp cât ordonanța este în vigoare. Dacă aveți întrebări, pentru că am anunțat că e conferință de presă, vă rog să mi le puneți cu rugămintea să mi le puneți pe rând și cu rugămintea să ne încadrăm în spectru politic. Vă răspund la întrebări de ordin politic. Dacă aveți întrebări de ordin economic legat de indiferent ce vă răspunde doamna Rădulescu, dacă aveți întrebări legate de drept penal, de penal, de dosare, de procese, vă răspunde domnul profesor Mateuț. Vă rog. E o conferință mai colombiană, să zicem, adică mai tehnic sau la obiect și gata? Eu aș prefera să fie la obiect. Pentru că... Dar avem mai receptiv, așa că să nu ne încălătăm cu întrebări. Da, vă rog. Poftiți să întrebăm la tot evenimentul de două întrebări. Prima întrebare este că trebuie să adresez doamne Rădulescu. Nu, o clipă. Vă rog. Da. Nu pleacă nicăieri, vă rog, spuneți-mi mie întâi ce aveți să... Dumneavoastră ați afirmat că nu ați avut practic nimic de câștigat din terenul privat de la ICA, de la Institutul de Cercetări Alimentare. Repet, v-a rugat că tot ce este legat de dosare, de dosare, sunt doamna Rădulescu. Am înțeles. În acest context, ne puteți confirma că timp de 3 ani de zile ați încasat chirie de la Rom Telecom către 5 milioane de dolari. Deci avem rugămintea, în primul rând, să adresați întrebări domnului profesor Voiculescu, dumnealui o să vă răspundă, ulterior, pe tematicile pe care le agrem împreună, nu. Eu și domnul profesor Mateu să vă răspundem. Dacă acum aveți întrebare... Pentru mine, dacă aveți ceva, că eu la asta nu pot să vă răspund. Am înțeles. Atunci, la întrebarea următoare, înțeleg că mă întrebi pe domnul... Corect. La mine aveți ceva? Perfect. Oricând, oricând. Altcineva? Mișcarea UDMR de ieșire de la guvernare. Eu presupun că este vorba de o decizie luată la nivelul Partidului Popular European, care din nou se amestecă, pentru că asta înseamnă Uniunea Europeană, avem întrebările interne ale României, e o decizie a unui partid independent numit UDMR. Nu prea pot să comentez, dar eu cred că de acolo vine, de la o indicație foarte exactă a Partidului Popular European. Și care ar trebui să fie strategia alianței de guvernare PSD, PC, UNPR în continuare? Părerea mea este că strategia ar trebui să se refere la a face și nu a vorbi, a dovedi românilor că este o guvernare bună, care poate să ajute România să iasă din starea în care se află la ora actuală. Cu plăcere. Domnul Arcan, realitatea Dumnezeu. Spun că măsura controlului judiciar a fost inclusă în domnul Bursar. Cu mine? Când spun că măsura controlului judiciar a fost inclusă în noul dosar, nu se poate să discutăm nici despre ICA, pentru că e deja în stare de judecată, chiar aproape de final. Și chiar dumneavoastră ați precizat la instanță, când ați venit la cel mai recent moment din proces, că judecătorii din cauză sunt foarte buni judecători. Acum totuși doriți tramutarea dosarului. De ce? Permiteți-mi, vă rog, este o întrebare juridică. Domnul profesor, la momentul respectiv nu se afla sub acest control judiciar. Avem amabilitatea să nu, rugămintea la dumneavoastră să nu puneți astfel de întrebări pentru a nu prejudicia. Vă rugăm. Aveți altă întrebare, vă rugăm și nu ați adresat altă întrebare. Da, altcineva, vă rog. Sorin Adicu, domnul PZ, ați avut încheiate contracte cu contracte comerciale cu domnul Neanu Iordache? Este o întrebare la care domnul Voiculescu astăzi nu are voie și da. Nu ar putea să răspundă. Pot să fac o precizare. Vă rog, întrebări referitoare la fondul dosarelor. Nu o să vă răspundem la aceste întrebări. Mihaela, vreau să... Păi, iar vorbiți. Acum vorbea doamna și v-ați băgat peste dânsa. Ce spune? Vă rog frumos. Deci, doamnă,
Nu răspund, dar vă fac, cum să spun, vreau să clarific pentru toată lumea, că nu are legătură cu dosarele, dar vreau să știe opinia publică. Eu nu mai sunt implicat în activități de niciun fel din anul 2004. 2004. Sunt 10 ani de când Dan Voiculescu nu mai este implicat în niciun fel de activități comerciale. Asta e valabil și pentru pământuri, și pentru acțiuni, și pentru tot ce doriți dumneavoastră. Țineți minte, din 2004 eu nu am mai avut nimic de a face cu activitatea comercială. Alte întrebări, vă rog. Nu trebuie insistiune la altanul de la realitate, dar și ieri, la timpul politic. Alte întrebări, de asta ați întrebat, altcineva, vă rog. A fost domnul Oancea implicat în acele activități, în perioada în care a lucrat? Este din nou, auzăm, să nu puneți întrebări la care nu putem răspunde. Ordonanța? La poliție, domnul Voiculescu, de Sorin Oancea. Adică nu pe care vor fi clarificate în instanță, vă rugăm și de ordinarea de cercetare. Vă rog să vedeți, nu forțați pe domnul profesor să vă răspundă la lucruri la care astăzi chiar nu poate. Dar de ce vă răspunde la lucruri politice, vă răspunde la lucruri de strategie. De ce e putea să vă răspundă la judiciar? Asta este întrebarea mea. Avem un număr limitat de întrebări, măcar nu aveți un număr limitat de întrebări, vă rugăm să vedeți întrebări pertinente și de ziua politică, așa, domnul Voiculescu a făcut afirmația. Vă rugăm, întrebarea acum? Da. Care are legătură cu sfera politică? Vă rugăm. Dacă nu, domnul Matiu, care sunt întrebări? Mai sunt întrebări pentru mine legate de altceva decât de dosarele penale și de activitatea comercială. Am luat dacă ești din minte că am terezut. Așa. Păi, domnule profesor, pe mine nu te-a mai interesează dosarele dumneavoastră. Pe mine mă interesează opinia dumneavoastră despre faptul că de vreo două luni, poate, contractul colectiv de muncă pe ramura mass media a dispărut din peisaj. Mă refer la ziua. Deci la ora actuală, inclusiv angajații dumneavoastră, concurenței dumneavoastră, sunt în aia. Deci nu mai sunt protejați de contractul colectiv de muncă, odată, și nici de alte, nu știu ce, lei sau finite, deci sunt supuși abuzurilor de toate felurile. Asta în cazul în care cineva își pune în cap să facă treaba asta, dacă nu au și făcut-o de ea. Care este opinia dumneavoastră de patron de presă în legătură cu această confrerie făcută care eludează discuții despre contractul colectiv de muncă în ramura media? Da. Fac o mică precizare ca fondator de presă, pentru că patron nu mai sunt eu, acum sunt fetele mele. Deci lucrurile stau în felul următor. Singurul care poate să facă ordine în această situație, care după părerea mea nu este în regulă, pentru că jurnaliștii, așa cum sunt ei, sunt o categorie foarte vulnerabilă. Împotriva lor se fac procese, împotriva lor se fac abuzuri, împotriva lor... Adică ar trebui să aibă un sindicat puternic și eu cred că starea de fapt de care vorbiți dumneavoastră acum este datorită lipsei de colaborare și de cooperare între jurnaliști. Fiecare e cu interesul lui personal, mai departe cu interesul redacției unde lucrează sau a ziarului unde lucrează. Între ziare, între televiziuni, e o competiție acerbă determinată de situația economică din ultimii ani și atunci acel divide impera care, din păcate, funcționează foarte mult în România, mai ales în ultimii ani, unde toată lumea e împotriva tuturor, a dus discordia și în rândul acestei categorii profesionale. Ca atare. N-ar putea fi vorba netet spus de un cartel între proprietarii de media din România plus antenele lor, între ghilimele, nu se referă la... Și la ce mă refer când spun antene în afară de posturile noastre? Antenele lor din Parlament și, mă rog, din
executiv până la urmă. Eu cred că interesele, la ora actuală, sunt diferite. Și atâta timp cât interesele sunt diferite, între instituții și între oameni, și nu există o voință comună, interese comune, scopuri comune, va fi foarte greu de realizat. De-aia revin, un sindicat puternic al presei, chiar dacă sunt patronate diferite, pentru că noi avem în economie foarte multe sindicate puternice care au industrii întregi și care au instituții separate. În schimb, cei care trudesc, ca să-i numim așa, ei s-au organizat în sindicate și ați văzut bine că sindicatele au în România, după părerea mea, o forță considerabilă și firească de altfel. Bun, dacă nu mai sunt întrebări... Eu vă permit numai întrebări de ordine politică. Doamnelor, la zi este doamna Rădulescu și este domnul profesor Mateuț. Deci eu n-am venit ca să nu vă răspund. Vă răspund, de-aia am venit cu doamna Rădulescu, de-aia am venit cu domnul Mateuț. Care-i problema? Ați putea să ne anunțați această conferință pe subiecte la zi, nu va fi ținută de dumneavoastră, ci de domnul Mateuș și de colega dumneavoastră. Am spus să vorbesc, sunt eu cu domnul Mateuș și colega mea. Dar pe noi ne interesează colega dumneavoastră. Bine, mai aveți întrebări politice la urmă. Pe tăi. Dacă avem răzare, Politic, ceva politic. Una politică, vă rog. Vă rog. Pe o scară de la 1 la 10, de ce în simpatie sau ură credeți că vă bucurați sau, din contră, beneficiați din partea actuale clase politice? Cred că undeva spre 1. De ura sau simpatia? E ura, invidia și nouă românilor, din păcate, nu ne plac oamenii puternici. Ne deranjează enorm oamenii puternici, că nu-i putem manipula. Și atunci dacă ar putea cineva să ia gâtul tuturor oamenilor puternici din România, ar face-o fără tăgadă. Mersi mult de tot! O zi bună! Dacă vreți să aveți puțină răbdare, să ne înțelegem. Sunt câteva tematici la care o să vă răspundem împreună. Înțeleg că majoritatea întrebărilor sunt referitoare la dosarul Lica și domnul profesor Mateuș o să vă răspund acestor întrebări. Mai sunt două alte subiecte ce s-au vehiculat în ultimele zile în presă, respectiv acea declarație a domnului Marian Căpățână și situația mult vehiculată la B1 referitor la terenurile gripe. Foarte multe, aceste două... Avem în ceea ce privește terenurile. Bun. Referitor la... Da, o să mă... Da, e regulă. Nu. Deci, ca să concluzionăm, referitor la situația terenurilor și la toate afirmațiile care s-au făcut în media, în ultimele zile, cu predilecție la B1. După cum B1 probabil știe, suntem pregătiți cu acțiune în instanță pentru a clarifica, așa cum am făcut-o și altă dată împotriva România Liberă, la un moment dat în anul 2013, când a fost exact aceeași situație încercată a fi dezbătută într-un anume fel, astfel încât și de data asta se vor lămuri pe cale judiciară în instanță. Cel de-al doilea subiect, declarația domnului Marian Căpățână, pe care am reușit să obținem extras cu amabilitatea curții de apel, de asemenea, va face obiectul unei acțiuni în instanță. Domnul profesor Voiculescu a anunțat că va promova această acțiune în daune și orice bani vor fi obținuți, evident, vor fi donați unei cauze, unor copii amărâți sau unei cauze umanitare care are nevoie și va fi. Nu sunteți o cauză umanitară, o să ajungă banii acolo unde trebuie, unde au oamenii cu adevărat nevoie. Ultima problemă care înțeleg că este și este perfect justificabil să fie de interesul dumneavoastră astăzi și o să vă răspundem, pentru că de asta v-am chemat și de asta este domnul profesor Mateuț aici,
este dosarul ICA, aveți, aveți întrebări juridice, vă punem întrebările, vă răspundem întrebărilor juridice. Domnul profesor inițial o să vă facă o scurtă prezentare a situației astăzi de fapt și de drept. Ulterior o să vă așteptăm cu întrebările. Domnule profesor, dacă dați voie, puteți să niște întrebări, m-ați întrebat odată, putem să venim cu aceste. Vă rog din suflet, îl lăsați sigur să se prezinte și imediat dumneavoastră sunteți primul. Dumneavoastră mai bine să puneți întrebări dacă aveți. Vă rog, dacă domnul profesor agrează, e în regulă. Aș fi vrut la tot, să pun întrebarea domnului profesor. Și dumneavoastră, poate nu sunt dați doar parțial. În situația în care contractele de împrumut ale domnului personal, ale domnului Dan Voiculescu, cu diverse persoane, printre care ministrul Daniel Constantin și domnul Mihai Gâdea, nu țin de dosarul penal, putea să-l răspundă dânsul. Vi se pare normal însă, din punct de vedere juridic, era normal să te pună sechestru și pe averea respectivă în limita sumei care, pe care ei o datorează profesorului Dan Voiculescu? Adică te-a pus sechestru pe averea personală a domnului profesor Dan Voiculescu? Da? Și întrebarea este, dânsul are o drept de creanță asupra celor doi. Se pune sechestru, e normal să pune sechestru și camera lor. Vorbesc de ministrul Daniel Constantin și de domnul Mihai Gura. Aici vreau să vă spun că este vorba de o măsură asiguratorie care a fost dispusă de procurorul în cursul urmăririi penale încă din anul 2008, ceea ce a făcut instanța recent nu reprezintă altceva decât o extindere a măsurii asiguratorii dispuse de procuror. Nu vreau să comentez cu această ocazie hotărârea instanței care la acest moment este contestată, a formulat contestație, care urmează să fie soluționată. Asupra domnului ministru Daniel Constantin? Nu, asupra altor persoane. Este o hotărâre a instanței care nu are caracter definitiv, ea este contestată la acest moment. Deci asupra ministrului nu e extinsă. Nu, asupra altor persoane. Exact. Nu, categoric. Categoric nu. Categoric nu. Se va putea observa din cuprinsul de încheiere. Dar fiindcă averea personală a domnului Dan Voiculescu pe care s-a pus sechestru nu este de natură. Nu vreau să mă pronunț și nu pot să mă pronunț cu privire la chestiuni care privesc fondul unei asemenea măsuri, care este atributul exclusiv al organului judiciar. Măsura fiind contestată, îmi cer scuze, trebuie să intervin din nou. Măsura fiind contestată, o să vă rugăm din nou, în măsura în care se poate să apreciați faptul că anumite întrebări nu vor primi răspuns. Suntem în contestația acestei măsuri. Astfel încât, dacă încercați să trageți de la noi informații pe care nu le putem da, ne pare rău, nu o să putem. Am pus întrebarea, dacă e normal.